Doamne ajută iubiți credincioși, bine ne-am reîntâlnit la o nouă emisiune Drumuri Spirituale. Iată-ne în ajun de mare prasnic, prasnicul adormirii Maicii Domnului. Prasnic pentru care, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, ne-am pregătit cu 2 săptămâni de post. Post în care nu doar că am schimbat bucatele, ar fi fost bine ca odată cu schimbarea bucatelor, fie doar pentru o bucată de timp, 2 săptămâni, cum spuneam, să fi început a schimba nu doar pentru 2 săptămâni, ci poate pentru totdeauna, Doamne ajută, năravurile cu virtuțile, cele rele cu cele bune. Făcând acest, iată, exercițiu duhovnicesc, scăpând de năravă și substituindu-le cu virtuți și obișnuindu-ne cu acest exercițiu, fixând această deprindere bună de a viețui cu virtuțile, poate că plăcându-ne acest gust al unei vieți duhovnicești autentice, să dorim să păstrăm gustul în continuare. Mulți dintre creștini au căutat în acest răstimp nu doar să țină post de bucatele de dulce, cum spuneam, ci în demersul de pregătire pentru prasnicul cel de mâine, cel mare, al adormirii Maicii Domnului, să se și spovedească, să se și împărtășească deja. Iată, numai astăzi nu e mâine. Nu merge, parafrazată vorba, numai mâine, nu-i poi mâine, pentru că timpul s-a scurtat foarte. Este ultima zi de pregătire. Astăzi, pe ultima 100 de metri, mai spovedim, iată, și acum în biserică, până la momentul când, la ora 17, vom săvârși prohodul Maicii Domnului. La Sfântul Nicolae așa vom săvârși la ora 17. În alte biserici nu m-am interesat în ce scuze de program, dar e bine să căutați, să luați legătura cu preoții sau cu oamenii bisericilor acolo unde mergeți, să vă interesați de programul preoților și cel de slujbă. Se poate ca în această seară să vă bucurați duhovnicește de o slujbă deosebită, unică de altfel în an. Avem acest frumos obicei liturgic ca la biserici, în ajunul adormirii Maicii Domnului, să se săvârșească prohodul. Într-adevăr, după rânduiala, după asemănarea ca rânduială tipiconală a prohodirii Domnului din Vinerea Mare. Acest gest ritualic însoțit de rugăciune nu doar citită și cântată, ci înțeleasă de minte și simțită de inimă, oamenii, iată, se pregătesc și mai bine pentru prasnicul cel de mâine. Așadar, cei care doriți, vă mai puteți spovedi în seara aceasta până la ora 17, moment în care vom demara prohodul Domnului ca slujbă liturgică, fiind utrenia. Utrenia pe care v-ați obișnuit să o săvârșim împreună, iată, în dimineața zilei de duminică sau de prasnic, înainte de liturghie. Și dacă săvârșim în această seară utrenia, prohodul Maicii Domnului, mâine de dimineață vom săvârși de o manieră frumoasă, nădăjduim și de folos, acatistul adormirii Maicii Domnului înainte de Sfânta Liturghie. Să ne fie de folos. Continuăm bunul nostru obicei să învățăm câte ceva, iată, acum, despre un alt subiect din cele pe care Paisia Ghioritul Sfântul ni le pune înainte. Începem să vorbim acum despre egoism. Egoismul care, din păcate, devine aproape firesc. El nu este firesc, dar caută să îmbrace această haină a firescului în
simțirea, gândirea și voința omului. Lucru foarte periculos. Haideți să vedem ce spune Sfântul Paisie Aghioritul. Ego-ul, eu-ul, aduce în om toată întristarea și nefericirea duhovnicească. Când cineva crede în el însuși, are egoism și îndrăcire. Egoismul și îndrăcirea vin în om atunci când acesta se crede pe sine centrul universului, când el este subiectul credinței sale. Nu mai crede omul în Dumnezeu cel care l-a zidit, crede în sinele care nu l-a zidit pe sine. Omul nu se zidește pe sine, omul se crește pe sine și pe ceilalți fără ca să se fi și zidit. În momentul în care un om ar fi avut capacitatea să zidească un om, ar fi fost demn de toată cinstea acelui om. Când se întâmplă totuși aceste lucruri? Mama și tata cresc din mic mare, din neștiutor în cunoscător copilul. Copilul care se deprinde cu aceasta și care în timp poate că va avea și el micul său merit la creșterea lui. Și părinții sunt demni de cinstire. Profesorii sunt demni de cinstire. Medicul demn de cinstire. Duhovnicul demn de cinstirea mea ca om. Cinstire la care eu nu am cum să mă sui pe mine și să mă cinstesc. Ceea ce fac, de fapt, atunci când sunt egoism, când ego-ul este cel care, prin cultivarea lui ca și mare valoare, ca și subiect de prețuire, de venerare, nu face decât să mă coboare pe mine, să mă distrugă. Ce se întâmplă? Unii oameni se iubesc atât de mult pe sine, disprețuiesc atât de mult pe cei din jur, încât la un moment dat devin, cum ne spune Sfântul Paisie, nefericiți și se îndrăcesc, sunt triști și nefericiți pentru faptul că depărtează și rup iubirea. În momentul în care un om se crede pe sine cel mai deștept, cel mai mare, cel mai puternic, cel mai priceput, cel mai frumos, se plasează pe sine într-un loc superior prin comparație cu ceilalți. Pe ceilalți, privindu-i de sus, această perspectivă îi dă și o înălțime amețitoare, îi se va face rău. La un moment dat, privind atât de dedesubt și atât spre jos, încât s-ar putea să scoate din sine toate răutățile. Iertați-mă pentru această imagine, dar cumva cred eu că este destul de relevantă pentru cel care pe sine se înalță și privește atât de superior către cei din jurul lui. Nevăzându-se pe picior de egalitate, aceia clar că vor avea două opțiuni. Fie vor păstra totuși iubirea pentru tine și se vor ruga pentru tine și își vor manifesta cât de mult pot iubirea față de tine, ținându-te pe tine în jos sau în urcușul tău, legați fiind de tine cu iubirea, vor fi suiți odată cu tine și atunci s-ar putea să ai salvare din acest colac de iubiți ai tăi care te iubesc puternic, strașnic și țin aproape, fie tu tăind toate relațiile, toate iubirile celorlalți, te vei vedea singur, nu-i vei mai vedea pentru că e depășit atât de mult în jos, încât nici nu-i vei mai vedea pe aceea și atunci această enclavizare, această însingurare a ta, de tine produsă, îți va aduce nefericire.
omul este fericit atunci când nu are casă, mașină, profesie și bani. Nu la asta ne referim. Omul este fericit după cum Dumnezeu a dat nota autentică a fericirii, definiția, dacă vreți, clară a unei fericiri. Este fericit Dumnezeu, că asta a vrut să fie, și-a dorit fericirea și de asta a făcut pe om, ca să aibă cui să-i dea și de la cine să primească iubire. Iată, deci, definiția fericirii. Atunci când comunici iubirea, omul care pe sine s-a înălțat, tăind relațiile cu oamenii, nemai comunicând cu aceștia iubirea, devine nefericit pentru că nu mai dăruiește și, în consecință, nu mai primește iubire. Știm că dăruind dobândim iubire. Atunci când suntem nefericiți, trebuie să încercăm să vedem care iubire am afectat, care relație am afectat, sau care relații, sau care iubiri, și mai periculos, am afectat, am nimicit, ne-am mândrit. Nefericirea este specifică omului mândru. Fericirea este specifică omului smerit, pentru că atunci când îi pui pe ceilalți pe piciorul de egalitate, așa cum Hristos ne-a sfătuit, păstrezi vii relațiile de iubire. Ce spune Hristos? Iubește pe aproapele ca pe tine însuți. Matematic este vorba de egalitate. În momentul în care dai și primești reciprocități, întărești, fortifici relațiile de iubire. Și atunci iubirile vor da nota fericirii. Un om care este mândru le afectează. Un om care este smerit le întărește. Ce vrem, aia săvârșim. Ce vrem să dobândim, aia dăruim. Dăruim egoism, primim ce dăm. Dacă nu vom pierde ego-ul și omul nostru cel vechi, specific egoistului, nu vom putea să-l zidim pe cel nou. Trebuie, deci, să scăpăm. Păi ce fac? Trebuie să mă cobor pe scara. Sau să iau un lift, că sunt prea sus, că cu scara durează mult. Care este liftul sau scara de coborâre? Smerenia. Ajută foarte mult la coborâre, dacă am fi cumva și atrași, aproape magnetic, ca de un câmp magnetic foarte puternic în jos. Ce poate să fie acest câmp magnetic care să ne tragă în jos, către cei pe care am pus noi jos? Iubirea. Iubirea lor pentru noi și aprinderea, reaprinderea, dacă a fost cândva, sau măcar de aici încolo, aprinderea iubirii în sufletul nostru pentru cei de jos. Și astfel vom ajunge în scurt timp la nivelul acela, ne vom smeri, de va fi nevoie ne vom cere și iertare și astfel vom reuși să zidim un om nou. Atenție! Zidirea omului nou nu înseamnă urcușul lui la loc. Zidirea omului nou este, neapărat ținând cont de toate relațiile pe orizontală. Dacă eu cresc, cresc cu toții în jurul meu. Îi ridic, nu mă ridic și pe ei îi las. Că iar mă înalț și iar mă nefericesc. Dacă am avut o astfel de încercare, m-am coborât și mă simt din nou fericit, indiferent cât aș crește, am în obiectiv a nu pierde recâștigarea, recâștigata și redobândita fericire. Egoistul, pardon, se laudă că a învățat multe. Înțeleptul
se întristează că nu a aflat mai multe. Prefer greșelile care mă fac smerit decât triumfurile, succesele care îmi înmulțesc egoismul. Egoismul și mândria. Se vede clar din discursul Sfântului Paisie, pe care îl înțelegem și prin perspectiva experiențelor vieții fiecăruia dintre noi. Cu siguranță, când auzim aceste cuvinte, ne gândim fiecare dintre noi, poate la momentele când am fost mândri și ne-am dat mari și ne-am crezut îndreptățiți să primim anumite triumfuri și poate că ne-am adus aminte și de momente de smerenie datorate și faptului că am devenit cunoscători ai nivelului nostru. Am văzut unde suntem. Și atunci ne-am smerit. Păi și atunci, cum să nu te smerești tot timpul când vezi unde ești? Probabil că nu vezi. Așadar, perspectiva s-ar putea să fie de vină. Dacă mă uit doar la oameni și mă compar cu cei mai de jos ai noștri, așa cum îi vedem noi, nefiind cineva mai jos decât noi, de fapt, pățim acest lucru. Dar dacă perspectiva este cu ochii bine deschiși și vedem că deasupra avem pe Domnul Dumnezeul nostru, pe Iisus Hristos, Fiul Său cel unul născut din Fecioară, pe Fecioara de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioară Marie, pe Sfinții care au urmat lui Hristos și cu viața lor s-au arătat bine plăcuți lui, care, oricât ne-am stădui, sunt deasupra noastră, noi fiind, iată, din această perspectivă clară, limpede, autentică, tot timpul jos, vom avea, iată, motive de smerenie și motive de bucurie în același timp, că putem să urcăm, că mai avem de urcat. Ne smerim, dar nu suntem triști. Asta aduce smerenia, bucurie. Deși mândria pare să aducă, prin acele momente de triumfuri, aparentă fericire, dar este total falsă. Putem, iată, să definim nefericire. Momentul mândrului. Egoismul este veninul care otrăvește lupta noastră. Luptă. Combat. Doi combatanți. Cine ar fi aceștia? Noi și diavolul. În lupta cu acesta, el ne poate otrăvi cu egoism. Iată, egoismul este veninul care otrăvește lupta noastră. Este o armă perfidă pe care, dacă o îngurgităm, iată, trimisă de potrivnicul nostru, ne va arăta victime clare. Din acest mesaj e clar că înțelegem că trebuie să ne ținem departe de egoism, dacă vrem să biruim războiul. Egoul omului trebuie să fie înlocuit cu egoul lui Hristos. Nu eu, ci Hristos trăiește într-un mine, spune Apostolul Pavel. Și atunci a reușit să biruiască totul. A biruit lumea. A pus-o la picioarele lui Hristos. I-a dat-o lui Hristos. Pe sine s-a dat lui Hristos și lumea toată. Iată ce face o substituire.
Să-L punem pe Hristos centrul existenței noastre, centrul vieții noastre. Să trăim în, cu și pentru Hristos. Și atunci Hristos, locuind într-un noi, pentru că noi i-am deschis ușa, se va face, ne vom face noi casă Tatălui celui Ceresc. Cum să faci acest lucru? Fie înțelegând și împlinind cel mai puțin dureros mod de a săvârși, fie din lovituri în lovituri, din încercări în încercări, din suferințe în suferințe, să ajungem să prețuim relația cu Hristos, pe care dacă am avut-o, am pierdut-o, să o redobândim, iar dacă n-am avut-o și cunoscându-o și apreciindu-o, să ne o apropiem. Pe scaunul inimii tale, doar unul poate să stea. Tu sau Hristos? Niciodată amândoi împreună. Am întâlnit o altă zicere a unui alt părinte care cumva zicea că nu poate decât Hristos sau diavolul. Pare mai clară, cu mult mai clară, zicerea acelui părinte. Face o distinție netă. Mi se pare mai subtilă și mai de rafinament, totuși, această zicere a Sfântului Paisia Ioritul, pentru că în momentul în care tu te pui stăpân pe tronul sufletului tău, tronul inimii tale, atunci, de fapt, este diavolul care sănește mândria de te pune așa de sus pe tronul sufletului tău, inimii tale. În momentul în care îl pui pe Hristos și pe tine nu te mai vezi stăpân acolo, ești în stare de smerenie și Hristos devine autentic stăpân al inimii tale. Iată deci de ce credem cu tărie că nu este nouă de mare folos să ne smerim adânc și astfel, prin smerenie adâncă, Hristos înaltul, stăpân al cerului și al pământului, locuind într-un noi, ne înalță. Hristos, înălțimea cea veșnică, ne înalță și pe noi. Câteva cuvinte despre pace. Pacea este rodul harului, har care atunci când vine pe cele cu neputință le vindecă și pe cele cu lipsă le plinește. Și iată, cu acestea rodește într-un noi pace. În momentul în care suntem vindecați și avem toate cele de trebuință spre mântuire, firește că avem pace. De asta spune Sfântul Paisie că pacea este rodul harului și locuiește în inimile curate și smerite. Nu poate să locuiască în altă parte, pentru că în altă atmosferă nu este. Este război. Unde inimile nu sunt murdărite și nu sunt mândre, sunt curate și smerite, firește că pacea acolo locuiește. Pacea lumii va veni din pacea lăuntrică. Of, dacă am pricepe acest lucru, ce bine ar fi, pentru că toată lumea așteaptă pacea de la conducătorii țării. Toată lumea așteaptă pacea de la americani sau de la ruși. Toată lumea așteaptă pacea din diferitele părți, din exteriorul apropiat sau depărtat al omului. Pacea nu este condiționată de exterior, ci de interiorul nostru. Noi, care pe noi, punându-ne în pace, ca indivizi, fiecare în parte, punându-ne în pace, vom însuma o societate în pace. Congresele de pace nu ajută. Cât ține de voi să faceți pace
cu toți oamenii. Păi și cât ține de noi? Până la moarte. Putem să ajungem chiar să murim pentru pace. Hristos a murit pe cruce și pentru pace. A încercat, pe cât a fost cu putință, neafectând smerenia, să învețe pe oameni. Aceștia au încercat în fel și chip să le ispitească și spre mândrie, ceea ce nu s-a petrecut. Prețul pe care Hristos l-a plătit a fost moarte. Dacă rămânem cu această informație, s-ar putea să ne speriem și să zicem ce va trebui și eu să plătesc cu moartea pentru pace. Da. Altfel nu poți, murind, smerindu-te, iată, adânc, să ajungi să înviezi. Și învind în Hristos cu Hristos și pentru Hristos, să tragi lumea toată la înviere, să ridici pe toți oamenii către înviere. Liniștea care provine din pace este cauza și pricinuitoarea multor bunătăți. Păi și un neam, o țară, dacă nu este războită de nimic, n-are lupte nici militare, nici economice, nici administrative, nici sociale, având, iată, o pace, acea atmosferă de pace va fi pricinuitoare de multe bunătăți, pentru că, iată, oamenii trăind în pace unii cu alții și în casa lor, în țara lor, cu alte vecinătăți, vor avea liniștea necesară bunei conlucrări. Câtă vreme un neam, o țară, este războită, lăuntric sau în exterior, sau pe ambele fronturi, și interior și exterior, atunci va fi de nimicit, va fi de cucerit și nu se va putea bucura de bunurile păcii, pentru că ea, pacea, nu există. În momentul în care eu, omul, că aici trebuie să lucrez, nu, am pace și liniște, reușesc să fac tot ceea ce am de făcut. Nu odată ni se întâmplă nouă duhovnicilor să vină omul să spună că din lipsa păcii nu s-a putut concentra, n-a avut pace, n-a avut liniște, omul la servici și din cauza aceasta nu a dat randament la muncă sau n-a fost foarte atent acasă pentru că are ceva ce-l roade, ce-l macină. Tot omul știe acest lucru din experiența personală. Că atunci când te preocupă ceva, te macină, scad toate randamentele. Scad toate randamentele. S-a pus Paul. Scad absolut toate randamentele omului. Material, sufletesc, intelectual. Omul scade. Și pe unele dintre acestea le duce către zero. Este periculos. Iată de ce avem mare nevoie pentru a păzi pacea de gardieni, de grăniceri la granițele țării, de santinele la gardul instituției, de îngeri care să ne păzească toate simțurile, neatacați de păcate, de ispite. Și dacă cumva se îndrăznește atacul, trebuie să am prezența santinelei, grănicerului, îngerului, care să păzească obiectivul cel mai important de atacuri, sufletul nostru. Să căutăm să rămânem numai decât în pace și astfel vom putea lucra cele de trebuință nu doar acestei vieți trecătoare, ci și urcușului către viața cea veșnică. Amin. Să ne fie de folos, Doamne ajută iubiți credincioși,
Ne vedem mâine la biserică, la praznicul adormirii Maicii Domnului și în emisiunile următoare. Doamne ajută!